cu 13 la 6 după ce Ionuț Dumitru a culcat balonul în terenul de țintă al bănățenilor, restul punctelor fiind reușite de Florin Vlaicu. Pentru Timișoara, două lovituri de pedeapsă concretizate de Luc Samoa. O etapă a cincea care a început azi dimineață cu confruntările Dinamo Buzău 31-15 și Universitatea Cluj-Știința Baia Mare 15-52. Timișoara are posesia în prima repriză. Degajarea acum a lui Robert Neagu, un balon de urmărire direct în brațele lui Luc Samoa. Și acum degajarea lui Dănuț Jipa. Lasă-l! Surugiu, la rândul un balon de urmărire pe care îl ajunge Luc Samoa. Excelentă recepția, Simionescu. Avantaj pentru offside involuntar. A fost acolo un offside involuntar, așa cum vedeți, degajarea lui Marius Simionescu. Acum Moa Maliepo, Timișoara încearcă să iasă cu balonul la mână din propriul 40. Lazar câștigă metri buni cu balonul în mână, eliberează pentru Bizina Șancaradze. Acum Valentin Popârlan pentru Marius Simionescu, un balon de urmărire al lui Marius Simionescu. Să vedem dacă nu a avut ghinion Marius Simionescu. Mingea a ieșit în afara terenului de joc, va fi repunere pentru Steaua. O primă însă dovada faptului că Timișoara nu a predat armele este această fază, avându-l în prim plan pe Marius Simionescu. Un balon de urmărire pe care l-a trimis apoi Inge, a ieșit în afară, va fi repunere pentru Steaua. Tudor Budnariu, talonorul oaspeților, va introduce acest balon în joc. Intră în aliniament, rău. În această repriză secundă va avea câștig de cauză echipa care stă mai bine din punct de vedere fizic. Avantaj. Eseria Vueti. Am rugat să nu joci. Ieși din 15 până se termină marginea. Timișoara nu s-a retras la timp și lovitură de pedeapsă pentru bucureșteni care vor trimite mingea în margine, având apoi introducerea. Balon trimis de Tudor Boldor, foarte aproape de mijlocul terenului. Atâ. Steaua a răspuns cu calm primului moment de presiune al reprizei, al reprizei secunde. Steaua, poftim mai repede la margine. Uite semnul tău. Intră din prima, step in from the beginning. Steaua vine din ce în ce mai greu la aceste margini. Vom vedea dacă e o chestiune de strategie sau de oboseală. Acum o repunere de la margine greșită, un înainte al Timișoarei. Se dă profit pentru Steaua. Alexandru Savin, un punct de fisare. Seria Vueti, capitanul bucureștean, 2 metri cu jucători în spate. Acum un balon de urmărire trimis de Tudor Boldor. Mingea va fi repusă în această tușă de Timișoara. Andrei Rădoi l-am văzut în pauză antrenându-se și pe Eugen Căpățână. Au fost momente și ani buni în care Timișoara a dat cei doi talonări echipei naționale, respectiv acest Andrei Rădoi, transferat aici de la Baia Mare, de unde este și originar. Stai în 15, stai! O repunere pentru Valentin Popârlan, un mol al Timișoarei. Odată, numărul 9, Timișoara. Odată, nu, nu, nu. Timișoara încearcă să iasă pe lângă grămadă. Excelent acolo. Au câștigat metri buni jucătorii bănățeni care se duc către terenul de țintă. Vezi ce cursă incredibilă. Nu vine însă susținerea să vedem dacă vor fi probleme pentru numărul 14. Daniel Zaharia. Al lui a fost sprintul. Stai acolo, stai! Steaua a făcut rost de balon, ceea ce vă spuneam, lipsa susținerii a făcut ca Steaua să câștige această minge și să fie la rândul într-o poziție foarte bună de a înscrie un eseu. Surugiu, spre el aleargă Marius Simionescu, îl va ajunge Marius Simionescu pe Surugiu, l-a ajuns, incredibil, un duel al vitezelor între cei doi, Surugiu și Simionescu, a venit apoi placajul și
Ce rugby frumos avem în startul acestei reprize secunde. De momentul, excelentă pasa pentru Surugiu și de unde vine Marius Simionescu. Un placaj de manual, dacă l-ar fi ratat, Timișoara ar fi primit un nou eseu, așa este repunere de la margine cu, pentru Timișoara. A eliberat acolo balonul foarte bine Ionuț Dumitru pentru Surugiu, scos în afara terenului de intervenția excelentă a lui Simionescu încă o dată. O reluare dintr-un alt unghi, dintr-o altă perspectivă. În ură 2, Mișoara este însă în propriul 22 și obligată cu ghilimelele de rigoare să nu rateze această repunere în margine. Bună recepția lui Valentin Popârlan, un nou mol de margine pe care încearcă să-l constituie Bănățenii. Același mol. Avansează metri buni. În 22, rac! La marginea propriului 22, Timișoara încearcă să iasă cu balonul la mână. Lovitură de pedeapsă, s-a aruncat peste grămadă unul dintre jucătorii militari. Rămâi în picioare, te duci direct jos pe sol. Va fi lovitură de pedeapsă pentru Timișoara, care iată, după ce a fost foarte aproape să înscrie prin Daniel Zaharia, s-a văzut apoi în pericol după sprintul lui Surugiu. Încă o repunere din tușă pentru Bănățeni, în continuare fără puncte în repriza secundă cele două echipe. Acesta este momentul în care Bănățenii decid să iasă cu balonul la mână. Bizina Așam Caradze pentru Dănuț Jipa. Deschide steaua. O singură excepție în prima repriză, Timișoara și-a câștigat repunerile din margine. Damian Strătilă și Andrei Rădoi. O primă margine introdusă acolo de Eugen Căpățână, din nou Marius Simionescu. În jumătatea adversă, acum Eugen Căpățână. Puternicul talonăr al Timișoarei și al echipei naționale. Iată-l pe Căpățână avansând metri buni cu balonul în mână. A eliberat balonul. Acum Randall Morrison. Eseria Vueti. Și este oprit timpul. O infracțiune pe care probabil că... Stai un pic să spun ce am văzut eu. Mai înainte se consultă cu arbitrul... de margine, apoi dacă este cazul se va apela și la arbitrajul video al lui Cristian Răduță din carul TVR Timișoara. Iată momentul cu pătrunderea energică a lui Eugen Căpățână. Aici. Capitanul de la Steaua, placaj în alt. La numărul 16. E o lovitură de pedeapsă pe care o decide Iordăchescu pentru Timișoara. Nu, nu, aici a fost. Bănățenii vor trimite probabil acest balon în tușă. O tușă bună obținută de... Timișoara Saracens, care va avea și repunerea. Eugen Căpățână. Așează, așează, după mine, bă. Cât? Completă. Atacați doar putătorul de balon, vă rog. Îl văd acolo și pe Sione Taupaki pentru Bănățeni pe teren. Un mol de margine, să vedem dacă vor reuși să avanseze Bănățenii. Stau bine bucureștenii deodată. În această defensivă a fost deja o oprire. Balon la dispoziție. Prăbușit acest mol, Timișoara are însă mingea. Probabil va încerca un pick and go. Era foarte aproape Randall Morrison și se cere arbitrajul video. Să vedem și noi despre ce e vorba. Verificăm, te rog, dacă vreo intenție să lovească cu capul și dacă a lovit pe cineva de la Timișoara. Da, vedem și ascultăm și noi care e faza incriminată. Alexandru Savin, pilierul Stelei,
intră ca un berbeci acolo cu capul înainte. Stai acolo, stai acolo, stai acolo. Nu mai provocăm. Se verifică însă intenția și dacă gestul său este în limitele regulamentului, se analizează din mai multe unghiuri, vedeți această fază. Iată-l acum. Acesta este momentul, într-adevăr, incriminat al intervenției jucătorului bucureștean. Se consultă arbitrajul video, imagini din carul de transmisie, unde sunt analizate toate reluările, unghiurile pe care le oferă această transmisiune și apoi, dacă imaginea este elocventă, arbitrul video comunică ceea ce vede, centralul fiind cel care ia decizia finală. Poate fi un moment important al acestei confruntări în contextul echilibrului. Așa a început și prima repriză cu 17-18 minute fără scor. 17-18 minute fără scor. La nivelul umărului dintre unul albastru și un jucător de la Timișoara. Repetă încă o dată, te rog. Există un contact la nivelul umărului dintre jucătorul unul albastru de la Steaua și un jucător de la Timișoara. Și unul albastru cu ce inițiază contactul? Inițiază contactul fără brațe și îl atinge cu capul pe jucătorul de la Timișoara. La nivelul umărului. Ok, și o recomandare, te rog frumos? Lovitură de pedeapsă. Bun. Am ascultat și noi conversația dintre cei doi, Vlad Iordăchescu, intrare cu capul fără braț în numărul adversarului pentru cel pe care îl vedem acum prin plan, Alexandru Savin, e lovitură de pedeapsă pentru Timișoara. Contact cu capul la nivelul umărului, margine. Timișoara hotărăște să joace acest balon în margine. Fiind 22 la advers, fiind condusă pe tabela de scor. Vezi că e neglijență și nu e în regulă, ok? 7 puncte diferența, care înseamnă exact un eseu transformat. De fapt, Ionuț Dumitru și Florin Vlaicu, cuplu care a făcut până acum diferența pe tabela de scor, excelență recepția ca de fiecare dată a lui Valentin Popârlan, un mol pe care Timișoara îl constituie la 3 metri de terenul de țintă, Timișoara Saracens foarte aproape de primul eseu al acestei confruntări. Iată, Steaua reușește să fure balonul din nou. Timișoara are probleme în faza ofensivă, posesie pentru militari în acest moment. Probabil că va urma degajarea. Ultimele picioare. Steaua continuă suspansul. Stai. Eliberează-l! Dă-i drumul! Nu de acolo, stai cu minte, mersi. Au reușit bucureștenii să iasă din 5 metri. Au fost momente de presiune ale Timișoarei, încă o dată neconcretizate. Este în continuare în posesie Steaua pentru oaspeți, scoate acolo Surugiu. Tackle! Extrem de curajoasă echipa vizitatoare. Stai la ultimele picioare, nu, acum. Joacă toate aceste mingi la mână. Și iată cum reușește Steaua să iasă din propriul 22. Abia acum vine degajarea și este direct în afară, balonul nu a atins terenul, motiv pentru care locul executării acestei repuneri va fi exact de acolo de unde s-a trimis balonul. Timișoara va fi echipa care repune în joc această minge. Haideți, completă. Am trecut și peste primele 10 minute ale reprizei secunde, în continuare avem pe tabelă rezultatul primei părți. Negru, 12. Schimbare, sub. Schimbare la Timișoara. Să vedem cine intră. Cu numărul 23, Tevita Manu Mua.
un jucător cu experiență, iese din câte îl văd pe Moamali Epo. Așa este depunerea lui Căpățână. Timișoara are în continuare posesia. Florin Vlăduț Popa, extrem de prezent în joc în prima parte. Marius Simionescu, nou balon de urmărire pentru Surugiu. La numărul 4, vă rog. E bine, mulțumesc. Timișoara pune oarecare presiune pe adversar. Când o atinge, să, vă rog, când o atinge, și o presiune care să fie concretizată în eseuri sau în puncte. O minge trimisă direct în margine de Robert Neagu și va fi din nou repunere pentru Timișoara, pentru Eugen Căpățână, extrem de întrebuințat din momentul în care l-a înlocuit pe Andrei Rădoi în postul de talonor. Încă o schimbare la Bănățeni. Intră Hinckley Vauvasa cu numărul 22. Bizina Șamcaradze pentru Tevita Manu Mua. E profit pentru Timișoara acolo. Din nou Șamcaradze pentru nou intratul Hinckley Vauvasa. Lazar luat acolo în primire de capitanul oaspeților, Eseria Vueti. Vine fluierul și se cere din nou arbitraj video. Te rog să spun ce am văzut eu în teren. Să vedem ce a văzut eu. Am văzut pe 20 negru că a condus cu antebrațul la nivelul feței la 11 albastru. Te rog să-mi confirm dacă este sau nu. Sabău e cel pe care îl vedem în prim plan. Stai un pic să verific cu Mihai. Ar fi intrat cu cotul, deci, în față. Eu l-am văzut pe 20 negru că a condus cu antebrațul la nivelul feței la 11 albastru. Cu antebrațul, da. Hai să verificăm și cu Toni. Deci, da, ăla l-aveam. Toni, deci te rog, verificăm intrarea numărului 20 negru, dacă este cu antebrațul la nivelul feței sau gâtului la 11 albastru. Dacă nu, mă întorc cu lovitură de pedeapsă pentru Timișoara aici, pentru placaj înalt. A fost un placaj înalt și un profit pe care l-a lăsat pentru timișoren Iordăchescu. Apoi, faza pe care o analizează arbitrul video, Cristian Răduță, este aceasta în care antebrațul lui Sabău, aceasta e problema, pus pe gâtul lui Ionuț Dumitru sau nu. Acesta e unghiul edificator. Deci dacă nu este un antijoc făcut de jucătorul tău cu numărul 20, o să revenim aici pe centrul lovitorului de deasupra pentru voi. Încă numărul 10 albastru. Da, te aud. Avem un antijoc comis de jucătorul cu numărul 20 negru. Da? Atacă cu antebrațul la nivelul gâtului jucătorul de la Steaua. Ok, a fost spațiu înainte? Adică a avut spațiu, nu putea să dea ștanful la nivelul corpului. Da, Vlad, am înțeles. Da, a avut spațiu, dar contactul nu este violent, mai mult îi pune antebrațul în gât și după aceea îl împinge. Da, cel mai probabil okay. Că va fi lovitură de pedeapsă pentru Steaua. Să merge un cartonaș galben, ești de acord? De acord cu decizia, cartonaș galben împotriva 20 negru. Și 20. Cartonaș galben pentru jucătorul Timișoarei, pentru Sabău. Okay, apoi el următoarele 10 minute Timișoara va avea un om în minus pe tabela de scor și o diferență de 7. Păi nu mai am cu ce să revin, pentru că el a comis un antijoc după ce aveți voi avantaj, ok? Mergeam 10 minute. Mulțumesc. Valentin Popârlan își cere între timp drepturile, solicitându-i arbitrului explicații referitoare la antijocul comis de echipa vizitatoare. Răspunsul l-ați auzit și dumneavoastră, repunere pentru Steaua București. Echipă care, pe linie Timișoara, vă reamintesc, are avantajul unui om pentru următoarele 10 minute, toți, după ce Sabău a văzut capitale, cartonașul galben. Da,
la mine, stai, Mario, Mario! Se prăbușește acest mol de margine pe care l-au legat acolo jucătorii militari. Încearcă încă o dată Tudor Budnariu să câștige metri buni cu linia întâi bucureștenii. Pierd acest balon, recuperează Timișoara prin Hinckley, va o vasă acum un balon de urmărire. Îl lași! Retrage-te, mulțumesc, poți să joci! Bițina Șamcaradze pentru Marius Simionescu. Degajează ei la rândul. Recepționează bine Robert Neagu, care pleacă cu balonul la mână, oprit în cele din urmă de timișoreni. Aplauze din tribune pentru regul spectacol pe care îl vedem în aceste momente. Surugiu dă drumul la minge. Timișoara în defensivă din nou, dar având și dezavantajul omului minus, Seria Vueti. Reușește să recupereze încă o dată Tevita Manu Mua, greșește, îi oferă balonul lui Eseria Vueti. Lasă-l, lasă-l, limit! Acum Steaua în posesia balonului, unul dintre jucătorii bănățenilor e trântit acolo, îi se acordă pe teren, îi se acordă îngrijiri medicale. Timișoara practic are doi oameni în acest moment, mai puțin. Un balon de urmărire pentru același Ionuț Dumitru, care recepționează balonul și va culca în terenul de țintă. Excelent această fază. Este eseu, dar rămâne ca el să fie validat. Te rog, l-am văzut. Fără balon și la nivelul gâtului, la numărul 5 metru, asupra numărului 11 albastru acolo. Ok. Deci de acolo rămânem cu Eseu și îl avertizăm doar? În regulă? Da. Da? E ok. Bine. Eseul valabil pentru cel mai în formă jucător al acestei confruntări, Ionuț Dumitru, înscrie încă o dată. Revedem. Aranda! Recepția balonului și apoi în terenul de țintă al gazdelor. Steaua extrem de periculoasă, este 6-18. Cel mai probabil 6-20, pentru că Florin Vlaicu nu poate rata dintr-o asemenea poziție. Unul dintre cei mai productivi jucători din rugby-ul românesc și în competiția internă, dar și pentru Naționala Stejarilor. Acest Florin Vlaicu, fără elan, Vlaicu înscrie 6-20, două eseuri reușite de Ionuț Dumitru, restul punctelor fiind semnate de Florin Vlaicu. Timp. Probleme pentru Timișoara. Schimbare, cine este? Ok, schimbare la Timișoara, este numărul 11. Timișoara schimbă. Numărul 11, Timișoara, schimbare. Unul dintre, dacă vreți, cei mai activi jucători de până acum ai Timișoara, îl vedem, spuneam că i-a fost căzut la pământ. El este alături de Bogdan Almăjan, kinetoterapeutul lotului bănățean. Este înlocuit de numărul 19, Marius Iftimiciuc. Luc Samoa a nevoit încă o dată să repună balonul de la centru. Balon trimis direct în tușe, va fi grămadă la centru cu introducere pentru Steaua București. Mingea trimisă, degajată de la centru, după eseul lui Ionuț Dumitru, mingea trimisă de Luc Samoa direct în tușă. Vă rog, semnul este acesta. Semnul este acesta pentru talonul, mulțumesc. Încă 23 de minute aproximativ până la final. Timp ar mai... mai mult decât atât, are încă vreo câteva minute de om în minus după ce
crouch. Viorel Marian Sabău a văzut cartonașul galben pentru o intervenție cu antebrațul în gâtul adversarului. Ai avut un moment de stabilitate în care ai putut să-l introduci. Dacă mai faci așa, ți-l iau balon, da? Doctor, mă mut pe partea asta. Probleme, spuneam, pentru linia întâi a Timișoarei. Vedem acolo momentul în care a fost prăbușită această grămadă. Eu mai am 20 și Sione Taupaki, din câte îmi dau seama, este jucătorul căzut pe teren. Da, nu, mă pot face asta. Stai liniștit. Schimbare, așadar, încă o schimbare, urmarea unei accidentări în tabăra Timișoarei. Se cere și gulerul. Asta înseamnă că ar putea fi probleme în zona cervicală pentru jucătorul Timișoarei. Reintră pe teren Marius Lungu pentru a completa linia întâi. Așadar, încă o dată, să sperăm că nu e nimic grav. Au mai fost momente pe durata acestei confruntări în care a fost nevoie de intervenția inclusiv a ambulanței. Vă reamintesc că unul dintre cei mai importanti jucători sosiți în rugby-ul românesc, naturalizat Tangimana Fonovai, a avut probleme, s-a blocat genunchiul stâng și a fost nevoie de intervenția medicilor și apoi a ambulanței. Acum situația pare să fie gravă și pentru unul dintre jucătorii Timișoarei. După toate probabilitățile este Sione Taupaki. Destul de îngrijorați medicii cu jucătorul bănățenilor. Să sperăm că nu e nimic grav. Unul dintre cei mai masivi jucători din lotul pe care l-are la dispoziție Sosene Anesi, căzut la pământ. E o zonă în care te expui unor riscuri, mai ales în grămadă, zona aceea gâtului. Presiune mare exercitată asupra trupului de jucătorii adverși. Jucătorii Stelei încearcă să se mențină în formă după aceste momente de întrerupere. Spuneam, sezonul trecut cele două echipe și-au împărțit victoriile în sezonul regulat. Steaua s-a impus în Ghencea cu 16-9. În retur a fost rândul Timișoarei. 27-17 pentru bănățeni. În istoria confruntărilor directe din perioada Czech Bank, cele două echipe s-au întâlnit de 21 de ori, 13 victorii pentru bănățeni, 7 în contul roșalbaștrilor, a căror ultimă victorie pe acest stadion, pe Dan Păltinișanu, datează de acum 6 ani. S-a întâmplat în 2013. Revenim grămadă, Steaua, poftiți. Semnul. Accidentare așadar destul de gravă în tabăra bănățenilor. S-a completat linia întâi, reintrodus în teren Marius Lungu, jucător care fusese scos. Introducerea balonului pentru Steaua, din nou probleme cu grămada. Aceleași probleme. Reset. Timișoara acum în linia întâi cu trei jucători noi, introduși mai degrabă. Aceasta e formularea. German Osvaldo Aranda pe teren, jucătorul argentinian sosit aici. Să vedem în ce măsură va reuși să se aclimatizeze și să fie parte dintr-un proiect care și-a propus și anul acesta titlul. Lovitură de pedeapsă pentru Timișoara. Numărul 1. Alexandru Savin pare că n-a stat bine în grămadă, că a prăbușit-o intenționat. E pilierul de pe partea stângă, da.
N-a mai reușit să introducă balonul Florin Surugiu și lovitură de pedeapsă pentru Timișoara Saracens, care are însă de recuperat numai puțin de 14 puncte, adică două eseuri transformate. It's just the mark here, yeah, mate. Merci. Să vedem ce decide capitanul echipei astăzi, internaționalul Valentin Popârlan, ca Lux Samoa să trimită spre buturi la acest scor. Ar însemna încă 3 puncte, să caute Timișoara punctul bonus defensiv. Nu știu. Poate câștigă ceva timp pentru a-și completa formula. Acum nu este transformată această lovitură de pedeapsă. Nici forță și nici direcție n-a avut acest șut. Revedem acum din spate. Mingea trimisă pe lângă de Lux Samoa. Rămâne 20-6 cu balonul la mână Florin Surugiu. Repunere incorrectă, n-a trecut de 22. Așa este, repunere incorrectă pentru Steaua. N-a trecut de 22 și n-ai trecut de 22. Mingea este întoarsă. Și va fi o grămadă și 3 albastre pentru Timișoara. La Steaua intră schimbare în linia întâi. Văd acolo cu numărul 23 pe Vasile Bălan. 19 minute de joc, spunem. Încă aproximativ 20 de minute, 19 mai exact, comunică și Iordăchescu. Schimbare la Timișoara, vă rog, la numărul... Schimbare! Timp.